Hai, Nichit, hai repede. Ce vrei, bă, replicopsitule? Du-te la dracu și tu. S-a rupt podul cu maica și cu taica. Voda proste, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Spune că n-a rămas săra cu băiat pe trunchi. Doar pe dumneata și pe Ghiță, frate bun. Păi purtăm noi de grijă. Nu-i așa, Mitrio? Știu că au băut și au mâncat. Oh, cele mai pocneau fălcele, parcă să băteau calice la gura lor. Ce-a făcut și bă când vorbi popa la cimitir? Văzuși cum își bătea joc pe gânul ăsta? Popa spunea de ale sfinte și demonul râjea din colț. O să te duci, bă, Mitru, la Scaraoschi. De nu echip în altă parte, mă duc și unde spui dumneata. Acolo aflai că sunt lăutari și praznici în toate săptămânile. Îl auzi, Ghiță? Auzi. Ce știe el de unele ca astea? Știi, mor, nu știi? Nu știu, nene, că n-am fost acolo. Voi ați fost și știți. Așa a răspuns tu, vivă, copile. Vrei să te spăl, să te îmbrac, să te hrănesc, ai? Sunt măhnit. Rămăsei singur pe lume. Uite ce, e milă de tine că ești frate drept. Iar tu, femeie, să asculți hotărârea mea. Dacă hotărârea ta e bună, o ascult, Ghiță. Dacă nu e bună, nu o ascult. O să fac cum e drept. Și tu să taci. Tac. Află, Ghiță, că nu ți-am spus toate câte mai sunt la asta treabă pe care o punem la cale. Ne îmburzim în căsuța de la moară și ne trebuie ceva mai multă lărgime. O să ne mutăm aici. O să taci ori nu o să taci. Ai chestia asta, mă înțelegi. M-am gândit-o și fără să-și cer sfatul. Care va să zică? O să ne mutăm aici. Asta e hotărârea mea. Amoară nu-l putem primi, că suntem prea mulți. Aici nu putem lăsa, o să ne mutăm noi. Să vedem, mă înțelegi, cum e de făcut. Am și eu partea mea din pogoanele părinților. Ha? Partea ta e bună, dar ce faci cu ea? Ai nici de unele ca să lucrezi. Nici nu ești vârstnic. Partea ta să o dau după ce faci militaria. Până atunci, care va să zică, o lucrez eu. Popoanele ce mi se cuvin mie dau roade. Am și eu parte. Văz că știi să socotești. Nu știu. Dar din ce mi se cuvine, aș duce la învățătură. Băiatul ăsta vrea să ne preîncheltuie, Ghiță. Stai, stai, stai și femeie și lasă să vorbesc eu. Mă, nepricepătule, nici taica nu cu cărtura. Nu mă dădu la școală nici pe mine. Și slavă Domnului, sunt om de ispravă. Atunci cum rămân? Cerșetor pe drumuri? Mă preslă. Tu să n-areți joc de dușman. O să mă gândesc și o să văd. E milă de tine, sărăcuțule. În pricina lui frate meu, o să mă fac tâlhoar de drumul mare. Aoleu, stai că te-arăt-o! Dumnezeu, te-ai dupăcătut! Te-ai fără răb într-o sută șabuie! O să te aduc cu gândul! Să lăsăm prâsile, glumele și prostiile. Ghiță! Ghiță, lasă tatu în pace, ghiță, tu plecă-te! Îl las, dar să nu mă mai supere. Ce faci, Ghiță? O să văz. Îi dau cizme și haine. Mă duc să vorbesc cu băieți Cristea Trei Nasuri. Să-l primească în serviciu la conac. Așa e bine, mă? Nu știu.